stilului de vlog, am să vă arăt astăzi câteva chestii, produse favorite, produse mai puțin favorite. Dacă am zis că dacă tot am mers de dimineață, hai să vorbim de dimineață. Cred că trebuie să repet, nu pot vorbi foarte tare pentru că în casă sunt persoane care dorm. Aici este încă dimineața, este 7 și ceva. De acolo bate soarele foarte tare. Aici am prins o lumină ca să fie cumva un balans, deși nu are cum să fie. Dar cred că am să opresc puțin de aici lumina. Cred că e mai bine acum. Și dacă tot am început cu bună dimineața cu cafea, tocmai ce am descoperit în supermarket aici, cafelele Starbucks, așa arată. Aceasta este varianta pe care am luat-o noi, Starbucks House, varianta lungă și prăjitul de mediu, adică ăsta de aici, mediu, rost. Acum îmi beau pentru prima dată. Sunt surprinsă, da, este foarte intensă ca și gust, ca și aromă. Este mai amăruie decât în mod normal. Eu beau cu puțină miere sau deloc dulcită, dacă este una mai dulce. Am pus foarte puțină miere pentru că n-am gustat înainte. Îmi place, este... are aromă puternică, nu mă așteptam. Și parcă este mai amăruie decât cea din magazin, din Starbucks. Poate că acolo îi mai pune ceva ca să mai îndulcească, dar oricum. Eu am pus lapte. Arată cam așa, mai mult. A spus, este un pic amăruie, dar e super bună, deci e chiar bună. Merg mai departe și am să vă arăt produsele favorite și o să încep cu acest gel de duș de la Soap & Glory. Deja l-ați văzut pe canalul meu, de fapt l-ați văzut pe Instagram, scuze. Așa arată, îmi place foarte mult. Miroase atât de bine, nu știu, îți vine să mănânci, sau este ceva refreshing și dulce și relaxant, îți face dușul să fie o adevărată plăcere. Fiecare dimineață mă simt atât de bine și de bine dispusă după ce fac duș și îmi place foarte mult, cu siguranță am să-l recumpăr dacă nu așa alte variante pe care vreau să le încerc. Dar acesta îmi place cel mai mult, cred că este unul dintre celor de duș care chiar îmi place cel mai mult. Ultima perioadă, pe lângă faptul că am avut de la Elmi Plant, parcă am avut acela cu frangipani, parcă, și acela mi-a plăcut foarte mult, și acesta acum. Pentru curățarea tenului am început să folosesc regulat acest cel de curățare Pure Clay de la L'Oreal. Eu l-am cumpărat de pe EMAG, vă las link în bara cu descriere, pentru că acolo cred că îl găsiți la preț foarte bun, sau dacă nu vă mai las scris. Eu am varianta cu eucalipt pentru a curăța porii și pentru a reduce excesul de sebo. Îl folosesc doar la amiază și seara, dimineața folosesc cel de efaclar mai departe. Dar dacă mă demachiez la amiază, îl folosesc atunci, dacă nu, seara îl folosesc imediat după demachiere. Îmi place cum curăță și strânge fața și porii. Și îmi place cum v-am spus, cât de cât menține porii curați. Evident, după ce îmi curăț și îmi spăl fața, îmi place în ultima perioadă acest scrub, varianta Glow Scrub. El conține 3 tipuri de zahăr mărunt, fin, plus acesta cred că are... Am uitat. De ce am uitat? Nu unde șeia ce are. În fine, nu mi-aduc aminte. Dar îmi place foarte mult varianta aceasta Glow, pentru că hidratează tenul și nu numai că îndepărtează celulele moarte, chiar lasă așa o peliculă cumva grasă, dar nu foarte grasă, și hidratează foarte frumos tenul după folosire. Miroase super, super bine, se folosește foarte puțin. Foarte puțin și miroase super bine caramel. Chiar vă recomand să le încercați pentru că merită,
merită și mie îmi plac super, super mult. Și celelalte variante, dar în ultima perioadă mi-a plăcut super mult această variantă. Un meu favorit care tot rămâne încă favorit este rimelul Total Temptation de la Maybelline, care îmi place super mult, îl port și acum, îl port zilnic. Nu știu, cred că mai rezistă ceva timp, dar chiar îmi place cum definește frumos și separă genele, nu încarcă genele, chiar îmi place foarte mult, iar pentru buze, în ultima perioadă folosesc o combinație de produse și anume un creion pentru buze de la Douglas. Așa arată nuanța. Așa arată el. Este un creion nude, cumva roșiatic, nude, culoarea naturală a buzelor, peste care pun acest lucium metalic de la Golden Rose. Așa. Și evident buzele arată și lucioase, puțin metalice, dar culoarea lor naturală, ceea ce îmi place super, super mult. Mergând mai departe, o cremă pentru mâini pe care ați văzut-o deja pe Instagram este aceasta, Hand Food de la Soap and Glory. Acesta nu este de la Soap and Glory, am greșit, este de la Dirty Works. Cum se numește. Da, de la Dirty Ocean. Am greșit, le tot confund. Acesta e de la Soap and Glory. Crema aceasta de mâini miroase atât de bine. Este super hidratantă, este chiar îți vine să o mănânci pe asta mai mult decât pe gelul de duș. Și este hidratantă, dar fără să lase o peliculă grasă. Și este așa cumva cremoasă, dar lejeră, hidratantă și reface pielea. Îmi place foarte, foarte mult. Iar mirosul ei este demențial. Iar pentru unghii, în ultima perioadă, am folosit acest lac de unghii sub formă varianta gel de la Essence. Este această culoare care nu arată foarte bine pentru că am dat un grab al alteri și începe să se ducă de pe margină, dar asta e, am să mă dau înapoi, dar mai târziu, numai că nu am când să mai filmez mai târziu. Și acum am să vă arăt așa, un produs bun, dar nu neapărat perfect pentru mine. Și apoi două produse despre care nu sunt chiar încântată. Bun, mergând mai departe, folosesc în această perioadă această soluție, pentru că este lichidă, Even Better de la Clinique cu SPF 50. Acum îmi place pentru că folosesc câteva tratamente pentru ten care usucă puțin tenul și peste crema pe care o folosesc pun acest SPF care este cumva parcă mai lucios, mai unsuros puțin, nu neapărat unsuros, dar textură mai unsuroasă și lucește tenul foarte destul de tare de la el. Evident că pun peste fond de ten și atunci se mai calmează și pudră. Dar pe timpul verii nu-l pot folosi pentru că este mult prea uns sau gras pentru mine, dar acum, în această perioadă, îmi place, o folosesc și chiar vă recomand pentru că el este un produs bun. Doar ca și textură. Am pus prea mult. Vedeți? Este, lasă peliculă, așa se vede cel puțin, o peliculă unsuroasă și lucește cam tare tenul de la el, deși este, am spus, este un produs bun care chiar își face treaba, doar că vara nu îl pot folosi decât acum, în perioada asta, când am eu tenul puțin mai deshidratat, puțin mai uscat, și nici nu e așa de cald afară ca să-mi curgă fața. Bun, mergând mai departe, am folosit și mi-a plăcut la început acest rimel de la Kiko. Mi-a plăcut, îmi place cum are pensula, are o pensulă mai
deosebită, așa arată. El vine destul de încărcat. Peciuța este destul de încărcată. Încarcă și genele, le alungește. Îmi place faptul că este așa, cumva, în formă de clepsidră. Dar mi se pare că se usucă destul de repede și după ce deja se usucă produsul și începe să cadă, faptul cum le încarcă așa de mult, după aceea încep să cadă din acele brăbădele sau cum se numesc. Trebuie să-mi schimb locul, că mi-am amortizat picioarele. Bine. Deci, ideea era că mi-a plăcut o perioadă, acum deja începe să cadă din acele ască, după ce se usucă și nu prea mai îmi place. Și nu știu ce să vă spun despre acest șampon de la Batiste. Îmi place, calmează firele rebele, dar, nu știu, la ceva timp după ce îl folosesc, parcă am mai, nu neapărat firele mele, ci cu totul lui volum și evident și firele rebele sunt așa mai ieșite în afară, dar cu totul lui. E adevărat, nu mai am antene de la el și asta îmi place foarte mult, dar încă nu înțeleg ideea de ce la, nu știu, câteva ore mi se ridică tot părul așa, cu toate firele, adevărat, nu? Așa și mi se umflă cumva. Nu e rău, dar nu înțeleg de ce. În schimb, da, pentru acele firicele antenele, îi calmează un pic, dar dă textură părului și atunci el se mai ridică puțin. Așa că nu știu ce să zic. Încă nu e nici favorit, nu e nici rău. Și deocamdată acestea au fost produsele pe care am vrut să le împărtășesc cu voi. Așa am început vlogul de astăzi. Între timp, eu aș vrea să ies la plimbare. Nu știu, poate vă iau cu mine dacă ies. Ce ziceți? Hai să ieșim la plimbare, că e foarte plăcut.